Mâinile nu sunt pentru a lovi. Cu toții avem diverse sentimente. Câteodată suntem fericiți, câteodată suntem supărați, câteodată suntem speriați și câteodată suntem furioși. Când suntem supărați sau furioși, uneori simțim nevoia să lovim pe cineva. Lovind, îi rănim pe ceilalți. Tu cum te simți când cineva te lovește? Când e supărat sau furios și simți nevoia să lovești pe cineva, spune-i unui adult cum te simți. Când simți nevoia să lovești pe cineva, strânge pumnii cu putere, deschide-i și repetă până te liniștești. Când simți nevoia să lovești pe cineva, respira adânc și numără până la zece. Când simți nevoia să lovești pe cineva, desenează o imagine furioasă. Când simți nevoia să lovești pe cineva, poți merge într-un loc de liniște. Ai să vezi, totul se va rezolva. Este normal să avem aceste sentimente, însă nu folosim mâinile pentru a-i lovi pe ceilalți. Mâinile le folosim pentru multe alte lucruri. Mâinile le folosim să desenăm, să oferim cadouri, să cântăm, să ne jucăm, să îi salutăm pe ceilalți. Salută și tu persoana de lângă tine. Destineți deci minte când sunteți supărați și simțiți nevoia să loviți pe cineva, folosiți mâinile pentru a vă liniști. Lovind, îi rănim pe ceilalți.